Primăria Municipiului Călăraș și RORECH, Asociația Română pentru Reciclare, alături de operatorul local partener, organizează în luna iunie o acțiune specială de colectare a deșeurilor electrice. Aceasta face parte dintr-o amplă campanie organizată cu ocazia Zilei Mediului în peste 20 de județe din țară. În Călăraș, programul de colectare se desfășoară în perioada 5-20 iunie prin serviciul de preluare a comenzilor de ridicare deșeurilor electrice de la domicilii și sedii de firme sau instituții. Cetățenii care au depretat deșeuri electrice sunt invitați să sune de luni până vineri, între orele 9-17, la numărul gratuit 0800-444-800 sau să plaseze o comandă de preluare a formularului de comenzi online pe colectează.ro. Firmele și instituțiile care doresc să caseze echipamentele electrice și electronice, în conformitate cu legislația în vigoare ce vizează managementul deșeurilor, pot da comandă atât prin tel verde cât și online pe colectează.ro. Pentru instituții și firme se oferă documentația necesară reportării fiscale și juridice. Echipele operatorilor locali parteneri vă vor suna în maximum 3 zile lucrătoare de la plasarea comenzii pentru a stabili ziua și intervalul orar de ridicare a deșeurilor. Membrii echipajelor care ridică deșeurile de la domiciliu sau de la birouri operează în conformitate cu măsurile anti-COVID-19. Păstrează distanța minimă obligatorie față de deponenți, sunt echipați cu măști de protecție și mănuși, au mașinile dotate cu geluri și șervețele dezinfectante pe care le folosesc înainte și după fiecare preluare a unei comenzi. Iar cetățenii care vor preda deșeurile sunt rugați să poarte mască în momentul predării deșeurilor și al completării taloanelor de participare la campanie. Anul acesta, premiile puse la bătaie sunt 4 blendere, 2 mașini de călcat și 4 mixere de bucătărie. Tombola cu premii la care vom afla câștigătorii campaniei va avea loc în data de 22 iunie la ora 11 la Primăria Municipiului Călăraș.